În prezent se refac trotuarele de pe străzile Independenței și Radu Iordăchescu din Cernavodă și se pregătește carosabilul pentru turnarea asfaltului. Este un proiect de investiții în care sunt prevăzute refacerea trotuarelor și refacerea carosabilului străzii. După cum ați văzut în partea de sus, la sfârșitul anului trecut am terminat trotuarele. Înainte de intervenția muncitorilor, strada Radu Iordăchescu nu era nivelată, iar mașinile nu puteau tranzita zona. Este mult de demolat, să zic așa, sunt de înlocuit mai ales trotuarele în prima fază și am dat acolo peste niște betoane tip centrală nucleară și avem mult de lucru. Aceste lucrări constituie debutul unui proiect cu o durată de aproximativ 3 ani, în care este inclusă modernizarea celor 130 de străzi din orașul Cernavodă.